Cântă-ne cântecul care va putea deveni imn național. E scris, versurile sunt scrise acum 100 și ceva de ani, dar cântecul e foarte valabil, mai ales azi. Se numește Nus Parale. Autorul se numește Vlahuță. Să vedeți cât de bine știa Vlahuță situația României financiare și materiale în general. Greu la deal și greu la vale, nu-s bucate, nu-s parale, toți sunt lepte. Negustorii n-au afaceri, preoții n-au cununii, moașele n-au pace. Lanurile-s părăsite, nici imagi, nici pentru vite, apele au secat. Goi, flămânzi, copii, zbiară, gospodarii au plecat în lume să ceară. Vino noi, guvernul strigă, iar țăranul mă măligă, nu-s parale, nu-s. Ce mai construiți palate și orașe ca n-apus, știți voi ce-i lăsate, nu-s parale, nu-s. Nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s. Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Tribuna Societății Civile, o emisiune în care persoane și personalități mehedințene au posibilitatea să-și exprime punctele de vedere cu privire la problemele generale ale comunității. Îi salutăm și pe radioascultătorii postului Galaxy FM, care, așa cum știți, preia în direct emisiunea noastră. Bună seara tuturor! Bună seara și distinsului meu invitat din această seară, domnul inginer Adrian Cican, prim vicepreședinte al organizației PDL Mehedinți. Bună seara! Domnule Cican, n-am cum să ocolesc subiectul. Județul Mehedinți este de la o vreme parcă sub zodia unui blestem care nu se mai termină. Șuvoaiele au năpădit peste el și nu șuvoaie din acelea care să susure plăcut la ureche. Au fost niște inundații catastrofale care au lovit chiar zona din care dumneavoastră, în care dumneavoastră trăiți și vă desfășurați activitatea profesională. Zona Orșovei, a Eșelniței, zona Clisurii în general. Ce s-a întâmplat mai concret, domnule Adrian Cican? Vă știu un om atașat de aceste locuri și un om care, sincer, le iubește, le prețuiește, a luptat pentru prosperitatea lor. Ce s-a întâmplat, de fapt, atât de dramatic în zona Orșovei în aceste zile? Domn profesor, înainte de a-mi spune părerea despre evenimentele, pot chiar și nu exagerez dacă le spun catastrofice, pentru că deocamdată nu există niciunde amintit în vreun ziar sau media, nici în perioada interbelică, de ceea ce s-a întâmplat în Orșova, mai ales că până în 68 nici nu avea cum se întâmple, Orșova fiind sub Orșova veche fiind sub Dunăre. Aș vrea să spun, fi iertat, am avut o victimă și din nefericire acea victimă a fost chiar angajatul societății noastre și sper că acolo unde s-a dus el să privească cum ulterior vom reuși, cel puțin noi orșovenii și cei din zona Clisurii, să facem ceva pentru această zonă să nu se mai întâmple astfel de catastrofe. Și vă spun acest lucru pentru că, din nefericire, mâna omului a contribuit la ceea ce s-a întâmplat. Și când spun acest lucru, spun la defrișările masive care au existat în zona noastră. Vreau să spun că îndiguirile necontrolate care s-au făcut prin construcțiile necontrolate sau fără autorizații, și vă spun aici tot noi, și când spun noi înseamnă comunitatea, că până la urmă fie că este primar, consilier sau pur și simplu cetățean al zonei, a contribuit direct sau indirect la ceea ce s-a întâmplat. Dar vedeți, totul este nemaipomenit până când nu se întâmplă ceva și un om moare. În momentul când se întâmplă acest lucru, eu cred că lucrurile ar trebui luate în serios. Ceea ce am văzut în aceste zile, vă spun sincer, nu mă duc decât la ideea și, în primul rând, aș vrea să nu trec cu vederea să le mulțumim, vă spun, organelor care au intervenit imediat. Și aici mă refer la cei de la Smurd, mă refer la cei la pompieri, la ISU,
la polițiști, nu în ultimul rând vreau să vă spun că jandarmeria și comandul jandarmeriei a intervenit și poate arhivele Orșovei, atât cele fiscale, nu s-au dus pe apa sâmbete, ca să spun așa, sau nu le-a luat viitura datorită acestor oameni care au intervenit. Și în afară de aceste aspecte vreau să vă spun că a fost și populația care, să știți, că s-a mobilizat foarte bine. Caz mai rar, pentru că de regulă în ultima perioadă, în tragedii de genul acesta, populația cam adoptă o atitudine pasivă. Da, să știți că în această perioadă chiar am fost în toată zona, atât în Oșoa cât și în Clisură, până unde s-a permis după ce s-a deblocat drumul. Și vă spun că am văzut o atitudine care, într-adevăr, nu s-a văzut în alte părți. Adică în sensul că interveneau organele abilitate, ISU, pompieri, SMURD, armată, poliție și oamenii așteptau să li se facă curățenie, să fie apa scoasă din casă, nămolul și așa mai. Nu, vreau să vă spun că în această zonă, cel puțin din ce am văzut eu, nu știu dacă au existat și alte fenomene, dar din păcate la ce am văzut atât la Orșova cât și la Ieșenița, nu cred că puteau să stea cu mâinile sunt la ceea ce s-a întâmplat. Vă spun, este ceva incredibil să vezi un curs de apă de, care pe timp de vară nu există, este secat și aici mă refer la Crivița și care într-o anumită porțiune a avut aproape 70-80 de metri lățime. Ceea ce și cu o viitură puternică, până la urmă acea lățime a fost făcută de un torent foarte puternic. Vă spun, n-am văzut niciodată și am întrebat și pe tata care, vorba aceea, are 86 de ani, a fost un cadru grănicier, a văzut toată Clisura și vreau să vă spun că n-a putut să-mi spună vreodată când s-a întâmplat acest lucru. A fost groaznic. Acum, vedeți, eu a lipsit în schimb ceva și aici ar trebui să nu ne ascundem după degete. Deci oamenii, v-am spus și le mulțumim din suflet celor care au intervenit imediat, ulterior au fost foarte prost coordonați și vreau să vă spun că să ne ferească Sfântul să se întâmple vreun cataclism în zonă, pentru că din păcate sunt unii conducători și aici subliniez unii conducători ca să nu se înțeleagă greșit, care nu știu sau n-au învățat managementul riscului, n-au învățat ce înseamnă să conducă în astfel de situații și de ocazii. Vă referiți la autoritățile orășenești de la Orșov? Sigur că da. Deci eu vreau să vă spun că avem acum mai puțin și facem o săptămână de la evenimente și nici măcar eu mă așteptam să se întrunească Consiliul de Urgență. Mă așteptam toată lumea să fim pe baricade și aici mă refer la Consiliul Local, care totuși e forul legislativ care poate să ia și hotărâri. Eu sunt tare curios cum banii care o să fie alocați pentru ceea ce s-a întâmplat în Orșova o să fie dirijați, pentru că fără o corecție în bugetul local printr-o hotărâre de Consiliu nu se poate. Păi dar mai merge, mai funcționează Consiliul Local la Orșova? Tot profesor, eu sper. Sper că nu e o întrebare dificilă. Nu, acum știți ce se întâmplă. Eu sper ca în momentul de față, măcar în acest ceas, să înțeleagă și consilierii PSD-ului că orșovenii au nevoie de altceva. Au nevoie să vadă că îi sprijinim, au nevoie să intervenim până la urmă. Ei sunt la guvernare. Noi facem parte din peisaj, suntem în opoziție, dar am spus că dăm sprijin un lucru de genul acesta, cum s-au întâmplat acum cu viturile. Nu are loc politica, nu avem ce să discutăm de politică, de culori, de partide. Se pare că inclusiv acest lucru l-au politizat. Îi rog pe această cale ca în data de 29 să vină la ședința Consiliului Local, pentru că este nevoie urgentă de a se lua multe măsuri. Vreau să vă spun că în Orșova puțină lume știe sau știu bătrânii din Orșova că era înconjurată de o rigolă chiar pe ultimile străzi la granița cu pădurea. Era înconjurată de o rigolă. Oare de ce era înconjurată cu o rigolă betonată? Deci care avea peste 2 metri lățime. Adâncime iar în jur de 2 metri jumate, 3 metri. Tocmai pentru a prelua o parte, sigur. Cine a construit acest lucru sau cine l-a avut în vedere pentru construcție, nu degeaba l-au făcut. E, uitați, vedeți, și datorită acestor evenimente s-a ajuns la politizare, ceea ce nu este normal. Ceea ce vă spun că, cred că nu m-ați văzut și nu o să ne vedeți pe niciunii, cel puțin vorbesc în numele PDL-ului acum,
că ieșim în față sau ne facem publicitate, indiferent de ce media este vorba sau de ce canal de televiziune sau presă. Nu, chiar nu trebuie să vorbim. Nu este normal să faci acest lucru și noi trebuie să punem umărul și să ceea ce putem face, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem face decât cu sprijin guvernamental. Până la urmă vorbim de o investiție care Orșova și Chilisura o va avea nu acum, pe o perioadă foarte îndelungată de timp. Pentru că ce s-a întâmplat acum cu râul, cu Crivița, ce s-a întâmplat cu porțiunea din Orșova, de pe dealuri, să ia case, să ia mașini, nu s-a întâmplat niciodată. Și atunci înseamnă foarte mulți bani. Și multe proiecte pe această temă. Că vorbeați de implicarea factorilor guvernamentali, fără de care chiar nu se poate. Cum ați apreciat prezența în această zonă a unor reprezentanți de la nivel înalt ai Guvernului României, cum ar fi Liviu Dragnea, Gabriel Oprea? Păi, o să fiu, nu răutăcios, dar o să vă spun că eu am fost acolo întâmplător să iau o hârtie de la primăria Eșența pentru ceea ce s-a întâmplat și vreau să vă spun că am fost profund dezamăgit de ce am văzut. Cred, cel puțin asta e părerea personală, că această sosire intempestivă a celor doi a fost pur și simplu de fotografie, de poze, pentru că, haideți să ne înțelegem, facem o săptămână. Ce s-a întâmplat? Cu excepția faptului că au fost strânse aluviunile, cu excepția faptului că au fost decolmatate o parte, pentru că mai sunt multe de făcut, foarte multe de făcut. În rest nimic. Vom vedea banii. Până acum nu s-au primit bani la primării. Și când vă spun, știu din discuțiile pe care le-am avut cu primarii. Deci, deocamdată, discutăm de ce va fi. Nu discutăm de ce este. Deci, pur și simplu au făcut fotografii politice. Asta este părerea mea. Ceea ce nu trebuia se întâmple. Pentru că eu cred că cel mai important lucru era să dea voie celor de la Consiliul Județean, prefecturii, primăriilor locale. Au fost și ei, din câte am observat. Sigur că da. Să le dea bani și să îi supravegheze pentru a face ceea ce trebuie să facă. Deci cred că era suficient. Și să stai un pic mai ponderat în situații de genul acesta și să stai în spatele camerelor și nu în fața camerelor, cred că era mai bine. Vreți să vă spun un lucru? Vă rog. Jignitor. Jignitor pentru noi a fost că un microbuz al nostru stătea cu coșciugul și cu patru oameni să treacă, să aducă decedatul și nesimțirea autorităților centrale, ca și de altfel și celor locale, și aici mă refer la o parte din ei, nu au permis trecerea mașinii să ridice de la medicină legală, în schimb, circulau microbuze, bineînțeles, cu girofar, autospeciale, bineînțeles, cu girofar. Și în momentul când s-a vrut să treacă, nu, domnule, nu se poate. Deci, totuși, era un caz de forță majoră. E vorba de persoana care a persoană fost surprinsă care, de viitură sigur că în propria mașină. Sigur că da. Deci să nu lași să treacă acel microbus să ia decedatul cu coșciugul, arătându-l organelor, dar, în schimb, circulă mașină cu girofar, e o jignire. Pe care, sincer vă spun, nu credeam că o să o întâlnesc. Deci ce înseamnă asta? Autorități care așteptau și erau nebunite, elicopterul trebuia să vină, trebuia să asigure dispozitivul, să nu vă spun mai mult, că au fost în Orșova, dacă venea cineva, credea că e stare de asediu. Aduci polițiști de la Strehaia, de la Vânjul Mare, pentru prezență, după care vreți să vă spun un lucru, după ce au venit și au văzut, au vizitat, toată lumea a plecat. Da, să aduci dispozitive de felul acesta doar pentru că vin doi oameni politici de la guvernamental, nu cred că sunt normale. Nu, absolut nu sunt normale, dar eu zic că sunt niște chestiuni inerente care se întâmplă ori de câte ori se are loc o astfel de împrejurare, o astfel de vizită la nivel guvernamental prin părțile noastre atât de părăsite de lume, atât de uitate de lume. Nu o să fiu de acord nici cu ce au făcut precedenții, să ne înțelegem. Nu înseamnă că sunt vinovați numai strict cei care... Dar acum a atins un pic, cum să spun, așa absurdul, nu dai drumul la o mașină cu un coșuc să aduci decedatul care trebuia până la ora 2 să fie la medicină legală, în schimb trec mașinile cu girofar, cu nemiluita. Domnule Cican, cam la cât se ridică pagubele
care au fost produse de viiturile recente la Orșov, Vasile Eșelniță? Nu, Brusul, m-aș hazarda să spun o cifră. Noi sperăm și în primul rând că nu s-a... N-aș putea să vă spun și nici nu vreau să fac o astfel de aproximare, pentru că, vă spun, deocamdată nici cei care trebuie să le facă nu le-au făcut. Nu le-au terminat, pentru că sunt atât... de multe și atât de, cum să spun, trebuie să te duci la fiecare gospodărie în sine, că dacă n-a fost afectată sau cum au fost casele din Eșelnița, unele luate definitiv, sau acea investiție a domnului din Germania, care a fost luată aproape 90% de către APE, era, ca să spun așa, cred că cel mai prolific din zonă, pentru că făcea producție și exporta jucării din lemn direct în Germania. Să-ți ia hale și o investiție făcută, cred că dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile, nu ți-e tot una. Și unde lucrau zeci de angajați într-o comună de 3.000 și ceva de locuitori, care știți cum este, fiecare loc de muncă contează. Și n-aș vrea să mă hazardez, plus că am stat de vorbă cu foarte mulți și... chiar e un pic de râs în momentul când am înțeles, cel puțin de la două persoane cu care am stat de vorbă, primele cuvinte care au fost adresate de către cei care au venit să evalueze. Și prima întrebare a fost: aveți autorizație de construcție? Aveți avize, aveți certificate? Dar e o întrebare legitimă, mi se pare. Este, dar în schimb, știți ce se întâmplă? În situații de genul acesta, tu te-ai dus să evaluezi, nu actele, ci să evaluezi pagubele, după care îi spui omului să vină după o anumită perioadă pe care o stabilește comisia respectivă, să vină cu anumite documente. Dar acum să știți că, pe de o parte, sunt ilegitime sau de neprofesioniști, pentru că cei care au întrebat trebuia să știe că legea construcțiilor, legea 50/91 republicată, spune că până orice construcție edificată până în 2001 poate fi intabulată și fără autorizație de construcție. Doar prin simplu fapt că ai plătit și demonstrezi că ai plătit fiscului impozitele și taxele locale. Deci dacă nu permiteam, acesta, eu vă spun, pentru că eu am studiat-o, chiar am avut multe discuții pe aceste teme, inclusiv în comisie de specialitate în cadrul Consiliului Local, și dacă tu ești acolo să evaluezi, cel puțin măcar legea 50 trebuia să o știi, că omul, dacă și-a edificat-o până în 2001, putea să nu aibă nici măcar autorizație de construcție. Dar, mă rog, sunt lucruri care probabil că o să fie lămurite în perioada imediat următoare. Dar nu cred că era cazul să evalueze prin întrebări, hai să le spunem, un pic coercitive, adică de strict de legalitate, când omul e amărât, tu te mai duci să, adică, mai... Adică, mă rog, ca să-ți iei gândul de la bun început. Da, că vei primi o despăgubire. Exact, deci... cam așa sună întrebarea domnilor. Da, cred că sunt, vă spun, sper să nu fie imediate aprecierile de valoare, pentru că, vă spun, înseamnă că vor fi făcute de suprafață. Și vă spun că dacă nu vor fi făcute cum trebuie, banii care îi vor cere pe situații de urgențe vor fi nesemnificativi pentru ceea ce de fapt înseamnă ulterior. Pentru că eu vă spun că pagubele trebuie să fie expertizate pe lângă pagubele imediate, inclusiv din ce cauză, cauzele din care au stat la baza producerii, pentru că eu vă spun încă o dată, nu se poate să se mai dea drumul la astfel de defrișări masive, pentru că uitați ce se întâmplă. Eșelnița a fost, am înțeles, din relatările corespondenților de presă, cea mai lovită localitate, da, din Mehedinți. Așa este. Și că proporție de 90%, eu știu, casele au fost cam prăbușite sau, nu știu exact. Afectate sau afectate, da. Au fost, vă spun, deci nu strict numai cele care au fost pe pârâul Mirifița. Din contră, și ce au fost inclusiv pe străzile la granița Lizirii înspre pădure, înspre partea de est, cât și înspre partea de vest. A fost, deci din toate părțile au plecat. Eu vă spun, m-am înspăimântat, rigole care aveau, rigole, să zicem, de un metru lățime, au ajuns să fie rigole care dădeau din casă în casă de 10-15 metri lățime. Trunchiuri de copaci de 7, 8, 10 metri lungime și cu rădăcini care aveau un diametru și de 4-5 metri. Deci vă spun, o priveliște înfiorătoare. Și într-adevăr, Eșelnița a fost cea mai afectată. A fost cea mai afectată. Era vorba de asemenea o altă situație dramatică. Tăierea căilor de acces între localitățile de pe Clisură. Aici s-a făcut ceva concret. Podețele, podurile care au fost luate de ape. Sau
repus în funcțiune, ca să mă exprim nepotrivit. Astăzi a mers. Deci astăzi m-am fost chiar intenționat să văd ce s-a întâmplat. E adevărat că au fost eliberate și au fost pe anumite porțiuni se merge pe un singur sens de circulație. Dar vă spun să nu uităm că timpul cu ploi și cu ce va veni și mai ales că vine iarna, nu cred că va permite foarte mult înaintarea cu astfel de construcții. Să nu uităm că sunt lucrări totuși care au la bază construcții hidrotehnice. Podurile, viaductele care au fost deteriorate, vreau să vă spun că există la o pensiune la ieșirea din Eșenița, undeva la 6 km la ieșirea din Eșenița, chiar lângă o pensiune, nu o să-i spun numele ca să nu se creadă că îi fac publicitate, s-a creat din cauza eroziunii și valului de viitură care a venit o adâncitură sub drum de aproape 12 metri, aproape cât un bloc turn. Deci eu vă spun, m-am înfiorat ce este acolo. Gândiți-vă că acea porțiune aia trebuie consolidată și foarte rapid, pentru că ploile sunt și acum plouă. Se anunță brăcirea accentuată. Vreo două săptămâni, așa. Și atunci gândiți-vă că acum este și destabilizat terenul și atunci orice se poate întâmpla. Credeți că acest context social, la urma urmei, meteorologic, social, economic, cum vrem să-l denumim, nefavorabil Orșovei, îi va determina pe aleșii locali din Orșova să revină la niște atitudini mai, hai să zic așa, mai sănătoase în ceea ce privește implicarea lor în destinul acestei localități sau acestei zone în general? Eu sper că dacă rugămințile noastre... Asta mă gândesc la situația Consiliului Local Orșova, în primul rând la asta. Eu vă spun că dacă noi nu reușim prin vorbe și dacă nu reușim, eu vă spun sincer, comisia de urbanism se va întruni și fără, pentru că comisiile se pot întruni și măcar în acea comisie avem posibilitatea și avem majoritatea și putem să ne întrunim. O să facem și noi o cerere a comisiei de urbanism, a experților, să ne pună la dispoziție datele și să cheme acești consilieri, să stăm la masă, să vedem ce este de făcut. Și până la urmă vreau să vă spun că dacă nu o să-i speriem noi cu vorbe, se pare că au fost speriați deja într-o primă etapă de Curtea de Conturi, care le-a trimis acasă niște felicitări cu ocazia începerii anului școlar. Sau? Da, cu câteva sute de milioane. Mai mult decât atât, și niște întrebări la care trebuie să răspundă imediat, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și dacă domnii nu știau, le spun eu pe această cale că inclusiv încadrarea în care face cercetarea parchetul Orșova a fost schimbată pentru domnii consilieri care n-au respectat hotărâri judecătorești și a fost transformată în abuz în servici. Și dacă dânsii nu știu, poate să se intereseze că acest abuz în servici, pentru că noi toți consilierii avem statut de funcționar public, înseamnă de la 2 la 7 ani, nu amendă și nu altceva. Sper să înțeleagă, măcar prin, dacă față de orșoveni n-au niciun bun simț, măcar față de lege, pentru că mai presus de lege nu este nimeni. Să înțeleagă acest lucru. Eu cred totuși că după tot ce s-a întâmplat zilele acestea, cred că în data de 29 vor veni la Consiliu și hai să lăsăm justiția să spună cuvântul cu dizolvare, dacă se dizolvă, dacă nu se dizolvă, nu e nicio problemă. Justiția își face treaba, trebuie să o lăsăm pe ea, dar Consiliul trebuie să funcționeze. Orșovenii nu ne-au trimis acolo doar că suntem noi frumoși sau avem o culoare politică. Nu, orșovenii ne-au trimis acolo ca să realizăm ceva pentru Orșova, să mișcăm lucrurile în Orșova, că cred că e greu după 24 de ani să nu se facă chiar nimic să faci într-un mandat. E chiar foarte greu, dar totuși pentru asta te-au ales. Mă gândesc că pe undeva lucrurile astea ar trebui puse în acord. Dumneavoastră vorbiți de desfășurarea unei ședințe ordinare a Consiliului Local Orșova în zilele următoare, pe 29. 29, azi. Da. Și am înțeles că în aceeași perioadă, sau dacă în aceeași zi, este și o înfățișare la bară, la justiție, la tribunal. Mă gândesc că aceste chestiuni ar trebui puse în acord, pentru că justiția, într-adevăr, cum spune și dumneavoastră, trebuie să-și facă treaba, dar la un moment dat, dacă, mă rog, Consiliul Local își reia activitatea, s-ar putea ca o decizie a justiției să devină neoperantă privind
privind desfințarea Consiliului Local. Domn profesor, haideți să vă spun un lucru. De-aia ziceam, mă gândeam că poate se pun în acord aceste chestiuri. Și poate se ajunge la o, mă rog, la o stare de sentimente mai bune. Și de o parte și de altă. Știți ce trebuie să știe colegii noștri, ceilalți consilieri care nu se prezintă la ședințe? Ei trebuie să știe că decizia definitivă, că irevocabilă nu mai există după nou cod, va avea loc în, hai să spunem, cel mai devreme 6-7 luni de zile. Dar din cauza procedurilor legale. Adică asta e prima înfățișare. Poate se va face tergiversare, nu de către noi. Noi am depus toată documentația prin intermediul avocatului. Dar e posibil ca justiția sau cealaltă parte să ceară amânarea. Dacă noi nu o cerem, numai cealaltă parte. Dacă nu se cere amânare, urmează următorul termen, care e în 30 de zile, în care noi mai venim cu documente sau dânsii mai vin cu documente. După care presupunem că la al treilea termen s-ar da o decizie a tribunalului, care este atacabilă cu recurs la Curtea de Apel. Deci mergem mai departe, la Curtea de Apel, și ar începe aceeași procedură. Dacă ajungem până în mai anul viitor, îi anunț că nu se mai pot face alegeri. Cu un an de zile înainte de alegeri locale, nu se mai pot face alegeri. Deci există și varianta să fie mult mai rapidă decizia, dar nu mai devreme de 6-7 luni, că nu se poate. Gândiți-vă că noi, la consilierii noștri, neavând, ne fiind pe nou cod de procedură civilă, ci fiind pe vechiul cod, am reușit într-un an și două luni să obținem sentințe care erau clare ca bună ziua, dar într-un an și două luni. Mă îndoiesc că poate să obțină în 7 luni de zile aceste decizii pentru Consiliul Local. Dar acum să vă spun un lucru. Li s-a băgat în căpșor faptul că dacă s-a cerut dizolvarea de către prefect în instanță, Consiliul, dacă se întrunește, este ilegal. Nu, până la decizia definitivă a unei instanțe, da, atunci încetează. Și mai mult decât atât, le-am mai spus, probabil că iară juriști foarte nemaipomeniți, că dacă, circumstanțial, da, care au spus așa, dacă cumva pierd și se dizolvă Consiliul Local, în momentul respectiv toate hotele vor fi anulate. Nu. Dacă s-ar mai întruni după sentința definitivă și ar lua anumite hotări Consiliul Local, sigur că atunci acele hotări de Consiliu n-ar mai fi valide. Dar, vedeți, eu încă o dată îl rog pe acest prefect, vă spun sincer, care, nu știu, probabil că dânsul se joacă în continuare cu nervii noștri, atât ai oșovenilor cât și ai mehedințenilor. Îl rog, poate să ia nu numai atitudine, are și pârghia legală în care să oblige sau să facă dânsul referat către parchet sau către instituțiile abilitate în care să ceară respectarea hotărârilor judecătorești definitive. Nu mișcă niciun deget. Nu, îl vedem pozând, îl vedem pe la media, îl vedem peste tot. Îl vedem și prin înscrisuri pe anumite, adică așa am înțeles, pe surse.ro, ca să nu se înțeleagă că am dovezi, nu pot să dovedesc acest lucru, doar am auzit că există și în interceptări, cum astăzi buletin de mehedinți s-a dat anumite interceptări ale unor mehedințeni și se va continua, nu din cele apărute, ci din cele care n-au la fost. La ce fel de în ce caz, în ce sol, în ce dosar, în ce problemă? Păi, ce de interceptări? În același dosar care vizează pe mehedințenii noștri, 321/2014. Și din ce am citit și eu înainte de a veni la dumneavoastră, am văzut acolo interceptări între unii ofițeri de la poliție care dădeau raportul domnului Duicu, cu atât mai mult chiar și printre noi, și vreau să vă spun că nu îmi este rușine să spun că inclusiv în ACL există anumite persoane care spun că sunt, din păcate trebuie să vorbesc de colegii mei, nu-i frumos, dar o să o fac pentru că a făcut niște gesturi urâte, niște colegi de la PNL care spun că sunt peneliști și de fapt semnalizează și sunt în funcții păstrați și puși de fostul regim, de domnul Duicu. Și aici mă refer, ca să nu rămân așa în coadă de pește, la doamna Stella Firu, de la PNL, căruia o rugăm, deci noi cel puțin cei de la PDL Orșova, o să înaintăm un protest mâine și o să-i cerem demisia din funcțiile deținute la nivelul județului. Nu e prea mult. Și pentru ce? Să știți că și în cadrul nostru, păi vă spun pentru ce, evenimentele, exact ce vă spuneam mai devreme, că nu sunt de acord cu cei care au venit să facă fotografii și să provite de evenimentele din Orșova și Ieșenița, exact asta a făcut
mai ales dânsa, spunând că ajutoarele care s-au dat au fost din partea femeilor liberale. Fals și mincinos. Deci, tocmai de aceea, și mi-asum ceea ce spun acum, numai sursa, nu vreau să o spun pentru că nu este normal să spun astfel de lucruri, sursa financiară este de la alte persoane, iar tu să-ți arogi faptul că tu ai făcut acest lucru. De deci dumneavoastră pretindeți că doamna Stella Pilu și un grup de persoane de sex feminin de la PNL au făcut un exercițiu de imagine pe banii altora, nu? Da, exact. Deci așa înțeleg eu. Așa și este. Ai cui erau banii și de ce s-a întâmplat așa? Mai multora. Probabil că și dânsa a contribuit. Eu nu pot să spun lucrul ăsta. Dar să-ți asumi acest eveniment e jignitor pentru ceilalți, cel puțin. Și să știți că discuția chiar și la noi la PDL cât astăzi... Cât sunteți aliați, domnule Cican? PDL, să... PNL sunt partide profesor, înfrățite, vedeți, ca să zic așa. Da, și existăm într-o alianță electorală, dar asta nu înseamnă că chiar totul trebuie să băgăm sub preș. Știți cum e și într-o căsnicie? Mai există discuții, mai există certuri, mai există diferențe de nuanțe, dar să spui că faci acest lucru și mai ales dânsa care... Acum, eu nu știu, dar eu știu când a fost spusă director la spitalul CFR. Acum vreo 2-3 ani, nu știu. Eu mă întreb cum de e păstrată când săracii liberali au cam plecat din toate funcțiile de mult timp. Ba mai mult, nici măcar nu erau la guvernare locală, ca să spun așa. Voie să vă spun, nu e singura care a rămas prin... Păi înseamnă că nu sunt liberali atunci. Dați-mi voie să spun lucrul acesta și să spun că cu orice risc politic, înseamnă că nu sunt persoanele respective, nu sunt liberale. Ba chiar unele persoane au fost promovate. De pildă, fostul inspector general de la învățământ, datorită meritelor excepționale, probabil, pe care le-a dovedit în activitate, a fost promovat în minister. Care era liberal, nu? Cel puțin așa știam. Acum, știți cum e? Haideți să vă spun un lucru din Orșov, apropo de liberal și de conducerea locală, că este identic șablon și la nivelul județului. Am avut foarte mulți în Orșova și pun ghilimele de rigoare liberal la conducerea unor instituții. De fapt, unul singur a fost și el a fost dat afară, papavă. În rest, toți se numeau mari liberali. Ea se demonstrează, de exemplu, domnul primar, da? Deci este clar PSD. Care primarul? Primarul Manea, sigur că da. Nu era liberal? A fost, nu, nu. Liberal, din păcate, pot să vă spun un singur lucru. Era liberal cu numele și eu colegilor mei le-am spus de foarte mult timp că el e PSD-ist Sadea. De foarte mult timp. De foarte mult timp. Acum cred că s-au convins și ei de acest lucru, mai ales că, haideți să vă spun ultimele evenimente. Participe acum la Congresul PSD la București, da? A participat? Sigur că da. N-ai poate participat? În calitate de invitat, așa. Haideți că vă în spun afară de concurs. Cu vreo 2-3 săptămâni înainte a fost invitat, da? La Brașov, știți că a avut întâlnirea aleșilor locali ai Alianței Creștini Liberale. Da. Nu a participat. A fost în mijlocul alegerilor PSD Orșova. În centru era primarul Manea, Aladin Georgescu, et company, da? În calitate de invitat, pot să zic și eu așa. Da, aveți dreptate. Și la congres tot de invitat. Tot. Nu. Vedeți... Se practică treburile acestea. Asta nu înseamnă că eu trebuie să le accept. Eu vorbesc de mine. Bineînțeles. Deci eu vă spun sincer, exact așa au fost și la nivelul județului mulți care au spus că sunt liberali și de fapt erau PSD și se vede. Exact și dumneavoastră exemplu este foarte bun. Promovat. Păi, hai să fim serioși. Ori au trecut în alt partid politic, ori au trecut la PSD. Dacă ne uităm și pe ordonanță acum. Ori au avut merite deosebite în activitate. De ce nu eludați această... Aveți dreptate. Da, așa este. Nu, sigur, nu, eu nu pot, niciodată nu o să apreciez profesional pe cineva dacă nu suntem, nu avem aceeași pregătire și nu este normal și firesc să fac astfel de lucruri. Ajungem să măcar la... Dar politic să știți că pot să mă exprim părerea și... Să revenim însă la cazul acesta. Dar revenind la cazul expus de dumneavoastră, doamna Firu, femeile liberale, văd că i-ați cerut
adică v-ați exprimat că i-ați cerut demisia. Și mâine scris. Deci demisia mâine, din ce? Din toate funcțiile, nu ca membru, să ne înțelegem. Nu este dreptul nostru, în primul rând, să facem astfel de lucruri, dar pentru ceea ce a făcut, cer acest lucru și nu eu, în mod special, ci Can Adrian, ci prin vot astăzi, Biroul Permanent Local al PDL Orșova a cerut, a făcut un protest pe care mâine o să-l înregistrăm și o să-l depunem la Biroul Permanent Județean pe calea noastră, pentru că noi nu putem să luăm decizie la colegii noștri și nici nu e corect. Dar cerem acest lucru, pentru că știți ce se întâmplă? Atâta timp cât tu te duci și profiți, ăsta e cuvântul, efectiv, profiți de imagine și ți-asumi ceea ce de fapt nu este așa, înseamnă că mă pot aștepta la orice și în campanie electorală la prezidențiale acum. Mă pot aștepta ca noi să decidem un anumit traseu și un parcurs în timpul campaniei electorale și să mă trezesc, cum spuneați și dumneavoastră, că se fac semnalizări stânga-dreapta sau, de fapt, vom susține campania electorală a unui alt candidat. Poate că, mă gândesc că eu încerc să înțeleg niște fapte. Mă rog, nu sunt, nefiind implicat în politica, în politica aceasta strict de partid, și numai ca observator așa din exterior, mă bine gândesc... faceți. Să sperăm că e bine, după alții ar fi rău, căci că trebuie să te afli neapărat sub o umbrelă, dacă vrei să trăiești bine nu, azi. Nu, nu e obligatoriu. Nu? Nu. Eu zic că nu. Și vă spun sincer că 80% din consilierii PDL actuali și cei care au fost pe listă, de-aia am lăsat o marjă de 20% pentru traseiști, să știți că nu au avut culoare politică. Dar au venit alături de PDL și au candidat pe listele noastre, știți, sub alianța aceea MNMH, nonșalanți. Pentru că ne-am strâns un grup care am hotărât, hai să facem ceva pentru Orșova. Deci, se poate și așa. Da. Revenind, poate că doamna Firu și grupul respectiv de femei au fost luate de entuziasm și de dorința participării la o acțiune umanitară și au evitat să... sau, mă rog, au pierdut din vedere să exprime realitatea, și anume că reprezintă o arie mai largă de influențe sau de segmente politice ale Alianței Creștine. Uitați, o să vă spun doar un singur lucru și nu o să mai... n-o să mai continui pe această temă pentru că nu vreau să isc un scandal acum. Femeile sunt sensibile și poate nu sunt atente la toate chestiile acestea. Haideți să vă spun un lucru. Vă rog. Nu. Atâta timp cât tu te duci personal în mașină și cu președinta organizației de femei de la Liberali, de la județ, numai cu Tele2 în mașină, te duci și după aceea apare pe aceeași sursă spunând noi organizația de femei, a fost făcută intenționat, să ne înțelegem. Inclusiv PNL-ul Orșova a fost indus în eroare ca și PDL-ul Orșova și PDL-ul județean. Veniți acolo, nu erau acolo. Veniți la Petrom, nu mai suntem la Petrom. Veniți la unde s-a rupt viaductul, nu mai. Și dânsii, de fapt, dăduseră între timp 3 sferturi din ajutoare. Nu e normal. Te joci până la urmă cu ce? Cu un gest pe care l-ai făcut, da? Nu contează încă o dată nici sursa financiară. Un gest pentru oamenii aceia care au pățit ce au pățit. Și tu te joci cu imaginea că eu l-am făcut. Nu, domnule, nici nu trebuia să spui din partea cui vii. Trebuia doar să dai atât și nimic mai mult. Dar credeți că au câștigat foarte mult din chestia aceasta? Nu, sincer nu. Eu cred că ați dramatizat dumneavoastră prea mult situația și v-ați radicalizat așa împotriva doamnei Firu. Acum, haideți să vă spun un lucru. Niciodată nu o să accept pe cei care sunt doar cu numele. Niciodată. Într-o organizație și, de fapt, ei în spate au altceva. Și eu vă spun un lucru. Faptul că se întreține inclusiv așa o stare de ori acolo, ori acolo, încă nu e, stai că e mai al nostru, nu-i facem hârtie, nu-l dăm afară, gen Manea, gen... E o prostie. Pentru că tu te înșeli pe tine însuți. Atâta timp cât spui că e omul meu, dar tu știi clar că e PSD sau face jocul acela, exact așa e și la doamna. Eu mă întreb, oare de ce a fost cu acei oameni în mașină? Sigur, poate n-aveau mașină cei de la Tele2. E posibil și acest fapt, că celelalte televiziuni și mass media au avut resurse financiare. Domnule Cican, aici sunt niște afinități între oameni și posturile de televiziune. Asta înseamnă că îmi dați dreptate. Păi nu cred că sunt atât de vinovate aceste afecțiuni, adică aceste relații mai apropiate. Poate că sunt justificate într-un fel sau altul, cunoștințe vechi și așa mai departe. Așa este, dar nu poți. Oricum, populația județului, Tele2 ca oricare altă televiziune locală, a difuzat probabil chestiunea și oamenii care au vrut să vadă ceva în legătură cu implicarea politicului în această
acțiune, au văzut ce trebuie văzut. Vreau să vă spun că n-am absolut nimic și eu mă bucur oricând și nu o să mă cer niciodată cu presa, indiferent de ce culoare politică sau ce patron are, sub nicio formă, niciodată. Deci eu n-am nimic cu, eu am treabă cu dânsa în schimb. Și când spun acest lucru, vă spun încă o dată și subliniez, eu mă întreb dacă este un liberal, așa cum să spun, înverșunat, cum de mai rezistă în funcție? Sau poate merge pe sloganul PSD-ului, USL trăiește. Mă gândesc eu, poate, o fi una din... Da, vă rog... Nu, de, și eu vă rog să-mi spuneți, de pildă, în toată această vânzoleală, mă rog, pe care nu, nu vreau să o caracterizez acum, nu credeți că ordonanța aceea privind traseiștii, privind aleșii locali, dată de guvern, e o hotărâre, e un act salutar, până la urmă pune ordine într-o magmă din aceasta nediferențiată de opțiuni politice care se păstrează la nivelul administrațiilor locale? Domnul profesor, mă puneți iar într-o situație în care sigur că o să vă dau răspunsul și o să vă spun părerea clară. Dar nu riscă, că nu vă obligă nimeni. Nu. Haideți să vă spun un lucru. Părerea mea este strict personal. Nu am nimic împotriva acestei ordonanțe. Dar momentul ales acum, înainte de aceste alegeri prezidențiale, denotă altceva. Faptul că ai dat-o acum, puteai să o dai începând cu 1 decembrie. Nu era nicio problemă. De sărbători, lumea se limpezească, acei primari poate aveau timp de Crăciun și de sărbători, să se lămurească în familie. Dom'le, mai sunt liberal, mai sunt PSD-ist, mai sunt PD-list, consilierii la fel. Și poate le venea, le veneau alte idei. Da? Pentru mine, eu vă spun exact cum am spus și de primarul Manea sau de oricare alt primar sau consilier care a trădat dintr-o parte într-alta. Care îi pui oglindă în față? Uite, domne, hai, spune acum ce ești. Vă spun că sunt perfect de acord. Deci asta mi-am dorit și eu și asta a fost poziția mea neschimbată până astăzi și nici de astăzi încolo nu mă schimb. Faptul că aceia care au făcut gestica sunt pe listă, dar nu m-au dat afară, eu am fost cel care am considerat și azi consider că trebuiau dați afară și cred că se lămurau mai repede lucrurile, că deveneau independenți și se puteau duce oriunde. Cu această ordonanță, eu vă spun că puteam fi de acord, puteam să fiu de acord cu ea, dar dacă nu era acum, înainte de alegeri. Știți de ce? Haideți să vă spun un caz concret. Am discutat cu cineva, sigur nu o să-i dau numele pentru că l-aș pune... N-am acceptul și l-aș pune într-o situație delicată. Mi-a spus clar.